România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Premierul Ciucă a avut o apariție publică în care a vorbit despre efectele și despre efectele pe care războiul din Ucraina le va avea asupra noastră. Efectele economice, ca să fiu foarte bine înțeles. Iar mesajul este cât se poate de clar. Ne va durea, spune primul ministru, și aici se oprește, încanalizează. Dar voi știți deja asta, nu? Nu era neapărat nevoie să ne-o spună premierul în această perioadă. Suntem deja într-o explozie de prețuri, inflația este la cote înalte, economia mondială suferă de pe urma pandemiei, iar una peste alta vine și războiul la olaltă cu refugiații. Prieteni, ce vreau eu să vă spun este că viața pe care o știți s-a terminat sau este pe cale să se termine. În următorii ani, prețurile vor fi mai mari decât ce am cunoscut până acum. Benzina și gazul vor fi dintre cele mai scumpe până reașezăm piețele. Iar dacă alegeți să trăiți aici, viața va fi mai complicată pentru că ne vom lupta mereu cu Rusia. Da, mă rog, nu neapărat un război, dar politic, da, ne vom lupta. În ultimele zile este clar că trecem și printr-o perioadă de șoc emoțional și cu cât spaima este omniprezentă, probabil că mulți se gândesc că dacă pleacă, le va fi un pic mai bine. Așa că au început pregătirile. Le vedeți cu ochiul liber sau auziți lumea vorbind. În primul rând, nu se mai găsesc locuri la pașapoarte, aici unde trăim noi, în București, probabil că la fel este și la voi. Da? Nu mai sunt locuri până la finalul lunii aprilie, că pașapoarte, mă rog, se fac înscrieri electronice. Apoi sunt cozi la casele de schimb, iar în unele situații nu se mai găsește euro. La casele de schimb, euro a trecut de 5 lei de câteva zile și evident că asta s-a întâmplat și la caseriile unor bănci. Sunt mulți ucraineni care schimbă bani, dar și mulți români care schimbă. Unii își fac rezerve de cash, iar alții pur și simplu schimbă banii pe care îi au în euro. Înțeleg reacția emoțională, dar nu-mi dau seama cât de tare ajută. Premierul Ciucă ne-a îndemnat să cumpărăm banii de la bănci și spune că în curând în România va ajunge și ceva rezervă valutară, iar acest fenomen se va opri săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare. Dar războiul nu se va sfârși. Economia noastră face parte din economia globală, afacerile oprite în Rusia își vor trimite valurile și aici, nu este exclus să avem scumpiri și mai mari la alimente, ați auzit la știri deja ce se întâmplă cu grâul, dar cel mai teribil sentiment este că zona în care trăim nu mai e atât de sigură. Iar faptul că Rusia a nominalizat direct România, despre care spune că găzduiește avioane ucrainene, nu ne ajută deloc, sporește sentimentul ăsta. Și cu ochii la refugiații ucraineni ne întrebăm ce vom face dacă am fi într-o situație asemănătoare. Căci asta e marea întrebare, nu? Pe care ne-o punem zilele astea. Ce facem dacă ajungem la fel ca ei? Sunt convins că fiecare dintre voi și-a pus întrebarea asta în ultimele zile. Cel puțin așa s-a petrecut în jurul meu. Ce să fac ca să scap și ca să am o viață cât de cât apropiată față de ce știam? Dacă poate să mai fie o viață asemănătoare. Iar astăzi vă invit să-mi povestiți, să-mi spuneți cum e viața acolo unde trăiți voi din punctul ăsta de vedere. Telefonul nostru sună așa, 0372069599. Puteți să ne sunați de oriunde din România. Cred că scenele sunt aceleași. Și din străinătate, de ce nu? Poate și acolo vă pregătiți. 0372069599. Vă întreb în felul următor: vă faceți planuri de plecare din țară de la începerea războiului? Vreți să vă lichidați afacerile sau proprietățile? Vă schimbați lei în euro? Vă faceți rezerve mici, rezerve strategice de euro? Și, de fapt, până la urmă, ce planuri v-ați făcut voi în ultimele săptămâni ca treaba să meargă bine, da? Adică, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Încă o dată, 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook. Atenție, nu vreau să creez panică, dar
Știu și eu ce se întâmplă în lumea de lângă noi și despre asta vorbim, cu calm și cu împătare. Mă gândesc că soluția asta, că săptămâna asta o să avem și niște soluții. Salutare, Nicu, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, salutare tuturor. Legat de conflictul ăsta, constat că se face o presiune pe moneda națională spre devalorizare prin faptul că mulți dintre cei care vin din Ucraina fac schimb valutar aici la noi. Temerea asta de a ne pune euro deoparte sau de a pleca, până la urmă unde să te duci, să-ți fie mai bine decât îți este ție în țară. Pentru că Putin nu va veni să facă absolut nimic aici. Dacă va dori să lovească în Europa, o va face în marile centre urbane, gen Paris, Berlin, știu eu, care sunt mai de luat în seamă decât noi. Dar nu o va face. El are un scop cu Ucraina, cu ce mai are Belarus acolo lângă el, și cam ăsta este scopul lui. Dar e normal, când vrei să domini diverse întâlniri, trebuie să faci amenințări. Bine, dar oamenii obișnuiți, adică... Oamenii obișnuiți vor rămâne în țară, pentru că dacă o luăm așa și pe timpul lui Ștefan cel Mare, tot în țară au rămas și s-au bătut aici cu turcii, n-au plecat în altă parte. Vor pleca cei care sunt fricoși. Așa. Da, care nu mai țin cont că mai au niște părinți înmormântați aici sau bunici sau alte chestii și nu le pasă. Acum știi cum e. Acei fricoși, lumea când o să fie liniște, după aia o să vină înapoi. Și o să-și revendice cât de patrioți sunt. Lumea, acum să nu stăm să judecăm, că lumea e globală, s-a așezat altfel și oamenii caută dreptul lor la mai bine. E adevărat, dar ne facem rău singuri făcând presiune pe moneda națională acum. Asta da. Explozia prețurilor și toate astea, dacă noi nu ne controlăm emoțional, creăm o presiune puternică pe moneda națională, salariile nu vor crește, că n-au de unde să crească. Mm-hmm. Deci aici îți dau dreptate. Fac eforturi mari să păstreze locurile de muncă. Aici îți dau dreptate. La faptul că scoțând de euro sau făcând rezerve de euro și așa mai departe, singur punem presiunea asupra noastră, deși, cum să zic, eu nu văd niciun picior de soldat să rus să ajungă aici. Să ne păstrăm calmul. Asta este singura opțiune. Să ne păstrăm calmul, să ne vedem de treabă, pentru că altminteri și ar trebui să nu mai vindem valută nici prin casele de schimb către cei care vin din Ucraina. Pentru că nu vinde, moneda lor nu e primită. E o singură bancă care le primește valuta lor, care primește moneda lor ca să poată să schimbe în euro. Banca... Okay, și la casele de schimb? La casele de schimb nu știu exact cum se procedează, dar sunt sigur că ne va suna cineva. Dar cei care prun cea mai mare presiune sunt românii. Și mai e o chestiune legată de român. Mulțumesc tare mult, Nicu. La pașapoarte cozile nu sunt cu ucraineni, cozile sunt cu români. Chiar aș vrea să știu pe cineva care zilele astea a mers la pașapoarte și și-a schimbat în ideea că se va întâmpla ce. Că asta e foarte curios. Că ce faci cu pașaportul? Pleci în America și în America de Sud, nu? Astea sunt țările în care poți să pleci, că în rest noi ne descurcăm cu buletinul aici, nu? Italia, Spania sau Anglia, da, nu? În Anglia, cum e acum? Cred că a rămas o perioadă cu buletinul și pe aia se trece la pașaport, probabil. Cristina, în ce categorie ești? Salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Eu sunt din categoria, cum a zis filozoful, în viață, mai bine să fim pregătiți decât să nu fim pregătiți. Așa, da. În privința cozii de la pașapoarte, fac o paranteză, este constituită în mare parte din părinți cu copii, pentru că nu poți ieși din țară, chiar și în cadrul Uniunii Europene, decât cu pașapoarte așa, de copii. Da. Fac adăugirea asta, eu sunt din fericire dintre cei care nu sunt nevoiți să treacă prin procesul ăsta, am făcut pașaport copiilor anul trecut și e valabil 3 ani pentru amândoi, deci nu am problema asta. În schimb, ne-am dus într-adevăr și noi și am schimbat ce economia aveau, ce praf era pe cont, am schimbat în euro, în principal din motivul următor. Eu mai știu că dacă ceva este să se întâmple, ce mai probabil nu se va întâmpla nimic, dar dacă ceva este să se întâmple, leul se va aduce din păcate în cap. Păi acum, să știi că acum și tu ai contribuit, adică în momentul în care te-ai dus... Dar, pe de altă parte, dacă îmi asum acest risc, există pur și simplu posibilitatea. Am pierdut-o așa? Cristina, mai ești acolo? Am pierdut telefonul. Ce păcat, îmi pare rău.
Marcela, dacă avem posibilitatea să refacem legătura cu Cristina, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, pare că a rămas fără baterie. Alin, salut, ești la România în direct, faci pregătiri sau rămâi aici? Salutare, faci pregătiri? După primul șoc pe care l-am avut în data de 24, când te gândești că vine în Europa un astfel de război, dacă mă întrebi acum, sincer, eu nu fac nicio pregătire. Uh-huh. Am niște bani cash pentru mici urgențe, dar nu cred că e cazul să păstrez sume de bani mari în casă. Și ce încerc să înțeleg în ultima perioadă, că chiar nu ar trebui să ne temem atât de tare de Rusia, pentru că se vede clar că se împotmolește, iar noi suntem totuși sub aripa NATO. Iar dacă nici așa noi, ca societate, nu avem o siguranță că suntem protejați, înseamnă că nu ca ne merităm statutul de cetățean al României. Dar spaima o înțelege, adică Superman, aici tu ești cu rațiunea în față, da, adică ai spus, îmi stăpânesc emoțiile, sunt atent, mă concentrez, dar spaima este emoțională și când ieși la granița de nord a țării și vezi milioane de oameni că intră în țară, te sperii. Când vezi imaginile de la așa televizor, te sperii. Nu? E omenește. Așa este. Am și eu copii mici și mă gândesc, n-aș vrea să treacă prin așa ceva, dar pe de altă parte, unde să mergi? Adică, ok, te duci în altă parte, e viața de la zero, încerci să refaci ce ai avut, dar lași tot în spate. Pentru ce? Adică, mi se pare că majoritatea românilor, și aici mă refer la bărbați, ar prefera să fugă alături de familie și cine mai luptă pentru țara asta? Nu sunt un războinic, nu sunt un Superman, nu sunt sub nicio formă un mega curajos. Dar parcă nu aș lăsa ca de data aceasta rău să învingă fără să fac nimic. Există o teorie care spune așa, că în Ucraina poate și lumea de acolo ar fi fugit în valuri mai mari dacă Zelenski și conducerea țării s-ar fi predat sau ar fi plecat din Kiev sau ar fi plecat în alt oraș sau în altă țară. Numai că atitudinea liderilor i-a însuflețit pe oameni și i-a chemat alături de aceștia. Asta așa, ca să închid paranteza asta. Eu nu cred că românii ar fugi dacă... Așa m-am uitat și pe sondajele recente, jumătate dintre ei spun, da, domnule, vom fi aici. Mi se pare firesc să fim aici. Nu cred că suntem chiar o țară de fricoși. Sincer, e o reacție emoțională. Acum vrei să spui copiii în ordine, vrei să spui familia în ordine, da. Nu cred că abandonăm atât de ușor spațiul ăsta, sincer. Și eu zic la fel și sper totuși să înțeleagă oamenii, pentru că nu putem trăi cu o frică. Era o discuție cu un prieten și discutam că va fi un război nuclear. Chiar n-aș vrea să se întâmple, Doamne ferește, asta. Dar parcă e de preferat să știi că s-a terminat o treabă decât să trăiești zeci de ani de aici încolo cu frica faptului că Putin, oricând sau orice alt urmaș de al său, poate să distrugă o țară fără milă și să trăiești într-o continuă stare de teamă și să crească ai mei copii așa, ar fi de neconceput. De asta aș prefera cât se poate să fac și eu față urgiei rusești și aș sta să lupt. Chiar dacă n-am făcut serviciu militar, chiar dacă n-am făcut nimic. În momentul ăsta îmi dau seama că suntem sub NATO, suntem cu un ajutor mult mai aproape decât este Ucraina în momentul acesta. Deci clar am avea acces la un alt tip de armament. Avem scutul de la Deveselu. Nu știu ce mai vrem noi ca români să înțelegem odată. Hai să ne liniștim și să nu ne afectăm noi singuri economia asta. Și să putem să trecem, mai ușor peste acest șoc. Mulțumesc. Dar hai să nu facem noi rău țării. Asta era. Asta ar fi ideea. Uite, îmi spune cineva aici pe Facebook că panica este indusă de media, ca de obicei. Acum, să știți că este datoria media să difuzeze ce se întâmplă în Ucraina. Adică nu putem fi indiferenți la chestiunea asta. Astea sunt faptele, din astea trăim. La fel este rostul și rolul nostru în a spune că sunt cozi la pașapoarte, sau că euro s-a scumpit, sau că dobânzile sunt mai mari. La fel cum rostul și rolul nostru este să punem întrebări. Scuzați-mă, dar nu cred că preferați o presă ca în Rusia, care nu vorbește nimic despre astea. Îmi pare rău că trebuie să vă arătăm viața. Așa e.
cei mai mulți dintre noi, sper eu, sau jumătate dintre noi, sau unii dintre noi, încercăm să o facem cu responsabilitate și echilibru. Da? Și să căpătăm răspunsuri la întrebări. Apropo, hai să vedem ce zice domnul. Domnul prim-ministru a fost întrebat aseară la Digi24 despre euro. Ce zice domnul prim-ministru? Hai să-l auzim. Populația trebuie să aibă încredere și să nu caute să favorizeze tot ceea ce poate să însemne specula și un cost al euro dincolo de cel oficial, ceea ce se poate întâmpla la casele de schimb. Care e apelul? Apelul este să nu cumpărăm de la casa de schimb, să cumpărăm de la bancă. Asta exact. Ne spuneți. Exact. Pentru că cumpărând de la casa de schimb, acolo cursul se duce mult peste cel oficial. Asta ne după spus. Cerere, exact. Și al doilea este că în momentul de față am înțeles de la Banca Națională că nu a existat masă monetară în piață și ea trebuie adusă din rezervele din țările unde este păstrată. Avem garanții că probabil în zilele următoare, nu mai târziu de finele săptămânii viitoare, toată situația se va liniști. Efectiv, nu sunt motive de îngrijorare. Asta zice premierul, da? Asta e de natură să vă liniștească. Adrian, salutare, ești la România în direct. Vă salut! Vă ascult de ceva timp și chiar mă gândeam și eu la acest plan, să-mi fac un plan. Să vă spun o istorioară scurtă. Am fost în Canada 10 ani de zile, am 3 copii, toată lumea din familia mea suntem cetățeni canadieni. Ne-am întors acum 7 luni din Canada pentru un pic mai multă libertate. Ne-am construit o casă, în sfârșit. Acum lucrez în transport în Europa și tocmai ce s-a întâmplat cu Rusia și cu Ucraina. Da, este un mic plan și anume ar fi acesta. Mi-aș trimite toată familia în Canada, soția și cei trei copii și aș rămâne în România. Aș rămâne pentru că am pregătire militară, am 10 ani de pregătire militară. Am fost la cercetare, cercetaș în vânătorii de munte de la Brașov și da, din toată inima o spun că aș rămâne și aș face tot posibilul să, da, să lupt pentru țara mea. Asta e un plan de război, dar planul financiar este să spui în regulă familia, din câte îmi dau seama. Absolut. Planul financiar, da, sunt niște bănuți deoparte pe care am pus un fel de stop, nu o să-i mai cheltuiesc. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. După cum ați spus și dumneavoastră, știrea aceea, deja Rusia amenință într-un fel România pentru că am găzduit avioane ucrainiene, ceea ce, nu știu, cred că e un fel de intimidare asta. Da, e o chestiune de intimidare. Nu cred că ne trimite nimeni vreo rachetă pe cap aici și oricum dacă ne trimite tot o prindem că avem armamentul necesar. Dar faptul că România dă un ajutor Ucrainei, ăsta este un lucru lăudabil din punctul meu de vedere. Spune-mi, Adrian, un lucru. Care-i, domnule, semnalul? Adică, care-i momentul în care te-ai hotărât și ai spune ok, iubita mea, copiii mei, gata, momentul ăsta la avion, mergeți spre Canada? Primul proiectil lansat către România ar fi semnalul, să zicem. Doamne ferește că se întâmplă. Da, primul atac către România, în secunda 2 mi-am suit copiii la avion și soția la avion, au plecat. Deci altfel nu o gândesc. Nu mă gândesc astfel să da, îi iubesc, dar țin și la țara mea. Chiar dacă am fost plecat 10 ani, eu cu sufletul tot aici am fost. Le faci rezerve altfel de... Altfel nu, bă, de ăsta... Optim? Le faci rezerve de euro, de bani, zilele astea, ai, nu știu, ai o bocceluță, cum ar fi așa? Da. Când m-am întors din Canada, acum 7 luni, da, m-am întors cu ceva rezerve financiare. După cum v-am spus, mi-am construit o casă. Știți dumneavoastră, românul are simțul proprietății. Da, să fie al meu, să nu fiu dator nimănui și să fie al meu. Ei bine, au mai rămas ceva bănuți în pungulița acolo, plus că acum lucrez în transport pe Europa și, da, sunt ceva bănuți acolo, bani alb pentru zile negre, zic eu. Nu aș fi făcut chestia asta dacă n-ar fi fost conflictul între Ucraina și Rusia. Da, și banii ții în bănci românești sau în bănci canadiene?
în bancă românească. Bineînțeles, am ceva rezerve și în bancă canadiană, dar rezerva cea mai mare este în banca românească. Înțeles. Dom'le, mulțumim pentru mesajul bun, adică pentru ideea de a-ți apăra țara și sper eu să nu fie niciodată nevoie ca familia ta să plece din România. Vedeți, oamenii care se întorc să muncească aici, din diverse rațiuni, dar mai ales din rațiunea că pot face bine, sunt niște oameni absolut extraordinari. De fapt, despre oameni ca Adrian e vorba atunci când ne gândim la refacerea României. Cel mai mare noroc al nostru ar fi să-i convingem pe românii care trăiesc în afară că se pot întoarce și că pot face treabă aici, oameni buni. Este cea mai mare resursă pe care o avem la îndemână și, atenție, va fi din ce în ce mai complicat să le spunem asta în condiții de instabilitate în Ucraina. De ce ai veni aici, se va întreba, dacă ai dușmanul la graniță? Asta e bătălia care se poartă. Cristina, dar e o altă Cristina, înțeleg. Salutare, Cristina, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am regăsit. Am un puișor acasă de 3 ani și da, în momentul în care lucrurile se vor agrava, nu vorbesc acum doar de tachinări, de amenințări, vorbesc efectiv de un atac asupra României, un atac armat asupra României sau asupra unei regiuni a României, nu voi sta sub nicio formă pe gânduri, voi pleca. Voi rămâne în țară doar în momentul în care simt că nu mai am pentru ce să trăiesc. Adică dacă ceva s-ar întâmpla cu copilul meu, voi rămâne și voi lupta, pentru că viața mea efectiv nu o să mai aibă niciun sens în momentul respectiv. Deci atunci da, dar dacă suntem atacați, voi pleca. O să-mi iau copilul și o să plec pentru că îmi doresc. L-am dorit toată viața, am luptat pentru el până acum să-l am și vreau să lupt să-l am în continuare. Și probabil că... Te pregătești într-un fel? Adică... Da, financiar m-am asigurat. Uh-huh. Avem rude în Germania, avem rude în Grecia, dar cu siguranță nu vom pleca spre Germania, pentru că sigur Germania va fi una din țările implicate în cazul unui război. Vom pleca undeva spre sud, unde putem să plecăm mai departe. Nu avem viză de state sau viză de Canada sau viză de Australia, dar plecăm spre sud. Plecăm spre sud, unde, v-am zis, putem să ne urcăm într-un vapor, să plecăm pe mare. Ne asigurăm financiar. Mm-hmm. Adică facem lucrurile astea. Vă faceți rezerve de euro sau cum? Da, rezerve de euro. Ok, avem trusa de prim ajutor. Și cu Dumnezeu înainte și speranță înainte. Dar până la momentul acela ne dorim foarte mult ca lucrurile să se rezolve și ne dorim să nu fim în situația asta. Dar este o realitate pentru mine. Deci dacă se întâmplă ceva, rămân. Efectiv rămân pentru că rămân. Eu îți înțeleg emoția, dar acum știi cum e? Realizez că nu suntem într-un pericol iminent, da? Adică este, șansele ca vreun bocanc rusesc să ajungă pe aici sau artilerie rusească sunt mici spre foarte mici. Și, da, așa este. În momentul acesta așa este. În momentul acesta, chiar ieri am fost până la mare, am mers pe drumul vechi, Hârșova-Cogălnicianu, după aia mai departe. Deci în momentul ăsta nu consider că avem de ce să plecăm și să fugim în momentul acesta. Vorbesc de ideea în care vom fi atacați. Și nu vorbesc de ceva căzut la întâmplare, că vorbesc de ideea de a fi vizați în mod direct, ceea ce nu suntem acum. Da. Mulțumesc tare mult, Cristina. Scrie un domn aici, domnul Cernean, pe Facebook: mi-am curățat temeinic arma de vânătoare, am verificat și corecția lunetei. Hai, domnule, să folosește lunetă la vânătoare, nu-i păcat așa, nu egalizați șansele, îmi pare rău, trebuie să-i dați voie și animalului să aibă o șansă, așa, cu luneta e simplu. Ce vreau eu să spun, am încercat să vă destin puțin, pentru că e multă emoție în emisiunea asta. Eu nu cred că șansele unui război direct aici sunt foarte mici, dar șansele unor probleme economice sunt foarte mari, sunt vizibile. Nu vom mai trăi ca în trecut. La asta trebuie să fim atenți. Poate astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le pregătim cu maximă atenție. Astăzi s-au scâmpit din nou dobânzile la credite, s-au mărit iarăși, ratele o să fie mai mari. Grâul ați văzut că va fi mai scump. Cred că petrolul a atins un preț record, ca să o punem și pe asta, să o alăturăm. Mircea, salutare! Faci pregătiri?
La fel ca și antevorbitorii mei, cu toții suntem pregătiți pentru un eventual război. Cu toții cred că ne gândim să ne facem mici rezerve și probabil și avem puse deja deoparte. În schimb, cred că cel mai mare război în prezent o să-l dăm cu economia. Aici cred că avem în prezent cele mai mari probleme, până când o să vină războiul și la noi. Doamne ferește să vină de altfel. Dar cred că deocamdată cel mai mare impact asupra tuturor este faptul că toate prețurile cresc zi de zi. La fel cum spuneați înainte, se scumpesc toate produsele, petrolul, gazele, toate o iau raza din cauza piețelor internaționale. Și aici cred că este cea mai mare problemă în prezent, pentru noi toți. Aici cred că trebuie să punctăm și să fim atenți la consumul pe care îl facem în viitorul apropiat. Adică la ce consum te referi, cum spui? La consumul propriu, adică să fim mai atenți la ceea ce cumpărăm, cantitățile, și eventual în cazul în care ai în plan anumite investiții pe termen scurt, să gândești de două ori acest aspect. Să vezi dacă chiar este o necesitate. Ce numești investiție? Explică-mi un pic. Adică proprietăți sau afaceri? Fie și aceasta, fie și afaceri. Cred că în prezent trebuie să fim foarte cumpătați. Da. Din prisma acestui lucru. Și referitor la rezerva de bani, dacă e cash, adică în lei sau în valută, cred că dacă ar fi să emigrăm, să fugim din calea războiului, am putea apela și la o simplă variantă, adică să mergem cu un card și cred că ar fi mult mai simplu să cumperi cu cardul, fiindcă mă gândesc că piețele, din punctul ăsta de vedere, nu o să fie oprită, precum s-a întâmplat în Rusia. Dar adică nici în Rusia nu sunt oprite, să știi. Adică și în Rusia își pot folosi oamenii cardurile într-o mare măsură. Sunt oprite Apple Pay și Google Pay, adică trebuie să scoți cardul din telefon, cum ar veni, și operațiunile Visa și Mastercard se vor opri în momentul în care fiecare card ajunge la perioada de finalitate, adică nu mai emit altele noi. Asta înseamnă. Nu înseamnă că cetățeanul rus în momentul ăsta, dacă se duce să scoată niște bani de undeva, nu poate. Poate, doar că, ce să vezi, banii ăia nu mai sunt atât de valoroși. Da. Într-adevăr, înseamnă că putem cumpăra simplu cu cardul. Oricum, cursul te avantajează mult mai mult în momentul în care cumperi cu cardul. Da, sigur. Fiindcă automat ți se face la cursul din țara respectivă, de fapt la BNR, la noi, și atunci suntem mult mai avantajați din acest punct de vedere, pentru că dacă în prezent specula este foarte mare la casele de schimb private, dacă ar fi să cumpărăm în momentul acesta valută de la aceste case, cu siguranță o să ieșim în pierdere comparativ cu BNR-ul, dacă ar fi să facem plata cu cardul. Da, asta e adevărat. Cât despre rezerva de euro cash, asta e ceva ce mie mi-a scăpat, adică nu prea mi-am dat eu seama cum, la ce ar putea să ajute în Europa în perioada viitoare, dar cred că o să-mi explice cineva în convorbirile viitoare. Mulțumesc tare mult, Mircea. Spor la treabă. Mariana, salutare. Bine ai venit la România în direct. Te pregătești? Bună ziua, Cătălin. Te ascult. Alo? Te ascult. Sunt aici. Da. Sunt la o frumoasă vârstă de 55 de ani. Am învățat multe. Locuiesc în satul mare, nord-vestul țării. Să știi că văd pe zi ce trece oameni din ce în ce mai triști. Am ajuns să trăiesc, să văd că nu au ce pune pe masă. Este atât de trist încât mă gândesc că oare n-am învățat în anii ăștia chiar nimic? Păi, cred că nu ne-a pregătit nimeni pentru tipul ăsta de moment, sincer să spun. Prin crize economice. Trebuia din trecutul nostru să învățăm câte ceva. Fiecare. Uite, eu am posibilitatea să plec oricând din țara asta. Oricând, în orice moment. Mă doare să spun că fiica mea, din păcate, a fost o elevă foarte bună. Și a ales să plece din țară. În fiecare zi îmi plâng tinerii care ies din țara noastră. Sunt niște copii și niște tineri care, în afara țării, au laude și mă mândresc cu ea, pentru că și ea se mândește că este româncă, doar pentru că este tristă, a plecat din țara ei. Mă cheamă în fiecare zi la ea. Ok, și? Dacă mai plec și eu, cine rămâne? Cine rămâne totuși să mai ajute bătrânii ăștia care chiar au nevoie de noi? E foarte bună observația.
Deci nu vei pleca nici în caz că se întâmplă ceva mai rău de atât. Doar dacă am să cad eu bolnavă cumva la pat și n-am să reușesc să mă îngrijesc eu pe mine, atunci da, nu o să am de ales. Dar crede-mă, plec în vacanță, plec în vizitele aia și mă întorc înapoi. De fiecare dată mă întorc înapoi. Astăzi, când vezi toate nenorocirile astea din jurul nostru și mă mai ia cu groază, Cătălin, mă ia cu groază. Am avut o firmă pe care în 2019 am închis-o din diverse motive. Am crezut că atunci pică cerul pe mine. Acum mă felicit, pentru că din 2019 încoace doar rău și rău și rău. Pandemie și multe, multe, multe. Și acum din nou altceva pe capul nostru. Și nu știu până când o să ajungem noi să ne învățăm totuși și noi, să facem ceva pentru noi să ne fie mai bine. Păi ce am putea face? Că asta e, încerc să... În primul rând să luptăm pentru țara noastră, în primul rând să luptăm pentru noi, să nu ne fie rușine să spunem că suntem români, să avem coloane vertebrale, Cătălin. Dacă spunem o treabă, să o ducem până la capăt. În momentul când e greu, nu fugi de greu, pentru că greu te poate urmări oriunde în lumea asta. Nicăieri nu sunt... Nu știu, nu pică euro din cer, să nu spun altfel, știi? Asta e o bună observație. Peste tot trebuie muncit. Și de ce? În afara țării noastre, noi, românii, știm să ne ținem cât de cât de cuvânt. Și la noi în țară noi. Eu zic că sunt mulți români care se țin de cuvânt și aici, nu? Că altfel nu mergem. Nu suntem o nație neserioasă. Adică avem impresia asta supărătoare despre noi, dar nu suntem o nație. Adică suntem oameni muncitori, ne vedem de treaba noastră, avem gura mare, nu prea ne place comunitatea, blestemăm guvernul. Facem puține, din păcate. Asta da. Asta da, dar ia uite-te, Mariana, uită-te un pic la oamenii din jurul tău, la fata ta, la prietenii tăi, la oamenii cu care îți petrești timpul, la colegii tăi de muncă. Corect. Erau oameni neserioși toți dintre ei? Nu toți, nu vorbesc ai de văzut. Toți. Vorbesc ai de văzut. Toți, nu vorbesc asta. De toți. Vorbesc de majoritatea, pentru că mulți spun multe și fac puține, din păcate. Asta-i. Deci okay. Ar trebui cumva... Nu știu, noi, uite, tinerii noștri care au mai rămas aici, uite, la noi, la graniță, peste tot sunt mai... Sau, imobilizați. Sunt bine să-i pup pe câțiva. Dar sunt o mână de oameni. Majoritatea pur și simplu se trag și se trag. Da. Mulțumesc tare mult, Mariana. Spor la treabă acolo. Să știți că sunt o grămadă de oameni care fac treabă bună în România. Nu poate sări toată România în ajutorul refugiaților sau pe graniță. Dar deja sunt organizații, sunt grupuri care știu să facă asta, au o teribilă experiență. Sunt oameni care știu să ajute. Adică România nu e chiar neajutorată din punctul ăsta de vedere. Astăzi însă v-am chemat la o discuție despre modul individual în care ne pregătim, despre gândul ăla care ne macină tot timpul și spunem, domnule, dacă vine vreo nenorocire sau aici va fi foarte greu, eu ce fac? V-am văzut în ultimele zile, v-am ascultat mesajele, sunt oameni care m-au sunat pe mine personal și eu zic, ce să fac? Să-mi scot banii din bancă? Cum să scoți banii din bancă? Băncile românești nu sunt în niciun pericol, da? Nu e asta o opțiune, dar oamenii... Se pregătesc, simt nevoia să se pregătească. Valentin, salutare, ești la România în direct. Salutare, Europa FM. Da, situația e oarecum complicată. Bine, la noi și trai de zi cu zi este complicat. Noi suntem într-un război de supraviețuire așa de mai mult timp. Vis-a-vis la situația cu un posibil război, momentan, din punctul meu de vedere, nu văd... foarte aproape. Undeva într-un viitor foarte îndepărtat, asta fiindcă avem o alianță lângă noi. Ca și eu știu, acțiuni imediate de pregătire să faci startanaua și să pleci din țară, iar nu o văd ca o necesitate imediată. Mai bine rămâi, ajut, încerc să ajut, să pui umărul la treabă și să faci lucrul să meargă bine, atât pentru tine cât și pentru ceilalți din jurul tău. Și cred că mai mulți oameni cu inițiativă sau care mai mulți
așa, oameni de inițiativă care pun osul la treabă și ajutându-ne pe noi, vom face să trecem și peste hopul ăsta. A, la un moment dat vom trece. Se va stabiliza, dar să știi că eu înțeleg pe oamenii care sunt în situația asta. Adică le înțeleg temerile, le înțeleg acțiunea și cred că e un val care va trece în 2-3 săptămâni. Ce nu va trece este problema și instabilitatea economică și cea politică de la nord-estul nostru. Astea vor fi aici în permanență. Aici... Au fost și până acum au fost, numai că nu au fost foarte mult puse pe tapet. Adică se știa de instabilitate în fostul URSS, se știau că sunt regiuni separatiste care tot timpul mai aruncă câte o grenadă în stânga, în dreapta, dar nu erau foarte puse pe tapet. Deci, una peste alta, tu, Valentin, ești dispus sau îți vei trăi viața în săptămânile următoare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Nu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că faptele, mă rog, s-au întâmplat. S-au aruncat bombe, vedem toată ziua oamenii vinovați care mor, până la urmă nu este un război al lor. Nu pot sta cu mâinile încrucișate să spui, băi, gata, e vecinul, nu mă interesează. Nu, ești o ființă umană și atunci te afectează tot ce se întâmplă lângă tine, că oricând poți fi oricând în locul celuilalt, care căruia i s-a întâmplat. De plecat, sub nicio formă, voi rămâne aici. Așa. În continuare. Eu sunt repatriat. După 8 ani de Germania, nu aș putea spune că mi-aș lua sacoșa să plec. Nu. Dar? Aș rămâne aici și? Și încerc să ajut cu tot ce este nevoie. Mai ales cu muncă. Mulțumesc tare mult, ele Valentin. Mă, da, foarte mulți români repatriați aici. Eu am spus de foarte multă vreme că România e o țară cu posibilități extraordinare și mă bucur când o văd și ai noștri. Uneori nu e chiar dramatic în România, sau poate de cele mai multe ori. Dacă ești muncitor și așezat, poți să-ți construiești un rost și aici. Ce ne mănâncă pe noi? Ne mănâncă statul, șpaga, lucrurile care se desfășoară mai greu. Raluca, salutare, să nu-mi spui că ai rezerve de euro făcute acum zilele astea. Bună ziua, nu am. Nu plec, nu. Eu sunt medic, deci cum mi-ar sta mie să mă sui acum și să plec, chiar serios? Nu. N-am plecat când aveam 2000 de lei salariu, serios, nu plec, nu. Dar vreau să spun asta așa, că poate mai au și alți colegi și zic că nu o să plece în cei. Am o fetiță, nu știu ce am să fac cu ea, dacă o să fie nevoie, dar am o să o trimit dacă va fi cazul, dar eu rămân aici. Că... sună patetic, poate, nu știu, asta este țara mea, bunica mea așa zicea și mai îmi place, da, și Purdoiancu, ce să fac. Da, da. Rezerve? Da, ceva cu rezervele, interesant. Ia, hai să vedem. Cum e la tine interesant? În oraș? Sunt oamenii la mine în oraș? Eu sunt din Iași. Așa. Suntem aproape, dar nu chiar așa de aproape, în Suceava e mai aproape, în Rădăuți e și mai aproape. Cozi la pașapoarte, cozi la casele de schimb? Apar n-am. Nu? Chiar nu m-am uitat. Nu. Nu prea am ce schimba, ca să înțeles. Dar colegii medici, hai că despre voi să spune că mai aveți ce schimba în ultima vreme. Nu s-au mai plâng medicii de salarii. Ce zic colegii medici? Dar eu nu medici? M-am plâns niciodată. Dacă mă plângeam, plecam. Nu am ce schimba, că am ratele în franci. Și na, whatever. Dar nu e problemă. Nu e problemă. Mă descurc și sunt sigur că o să mă descurc și înainte și până la urmă... Asta este menirea, nu? Zic și eu. Poate sună, poate colegi, o să mă arăt, vedeți ce o să mă sunet pe aia și o să râde de mine, dar nu mă interesează. Nu, rezerve în sensul așa, am grijă și eu ce cheltui, că normal, îți vine să-ți mai cumperi niște tot felul de prostioare și la mine așa scrie sale, mă trage ața imediat, dar încerc să nu mă mai chiar la toate. Și stau la etajul 4, deci rezerve alimentare, n-am cum să le car până acolo sub nicio formă. Oricum mă mănânc mai mult salată, deci nu pot să fac rezerve, dar de plecat nu plec. Mă gândesc și eu că spitalul ăsta are niște zone unde să ne putem caza în caz de necaz și de unde să putem ajuta oamenii, că asta trebuie. Da. Eu am vrut să merg și în Kosovo cândva, dar nu m-a primit, că aveam doar 25 de ani și am zis că sunt prea tânără. Mulțumesc. A trecut timpul între timp. Mulțumesc tare mult. Nu o să vină Kosovo la noi.
Nu cred că vine un război la noi. Înțeleg reacția multora dintre voi. Poate săptămâna asta, sau cea viitoare ne întâlnim cu profesorul Păun să ne explice mai multe moduri în care ne putem proteja în fața crizelor de diverse tipuri. Emoția este firească, dar cu siguranță România e o țară sigură zilele astea și sunt convins că unii vor pleca, că unii se vor pregăti, dar sunt convins că cei mai mulți vor alege să treacă peste valul ăsta chiar aici, în țara noastră. Și da, puțină pregătire nu strică, dar panica nu ajută niciodată pe nimeni. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.